ianuarie prețul la gaze să scadă cu 50% și asta e problema noului guvern. Și asta se va vedea? Sigur se că va da. Vedea clar la portofelul sărăcăcios al român. Și același deci problem... uite, cineva care a dovedit eficiență în afacerile lui cinstite și a prosperat, gândește că să fie ajutat omul. Ia uziți, 50% la gaze și 30% la curent. Deci curentul ieftinirea trebuie... gazului absolut. Pentru cetățean. Pentru că ce curent. Produce și la curent, pentru că ce produce nuclear electrica sunt două reactoare terminate, 1 și 2, care funcționează în momentul de față, ajunge ca să fie livrat, fiind una dintre cele mai ieftine energii de pe planetă, energia nucleară, ajunge ca să fie livrat la tot poporul român cu o reducere de 30% față de ce se întâmplă pe partea de termocentrale, unde se merge pe gaze și pe cărbune. Deci care aici, cele mai scumpe. Păi bineînțeles, și atunci ei iară vin cu povestea cu coșul. Bă, lăsați-mă dracu cu coșul ăla. Ce treabă am eu? Păi ce faci tu la nuclear? Dai la indianul de la Sidex și ce faci la termon? Dai mie acasă? Păi dă mie aia de la nuclear, că eu am făcut nuclear aia domnule, electrica. Asta mi se pare una dintre gândirile cele mai importante pe care domnul Prigoană le pune în programul dânsului. Care efectiv îl ajută pe român. Păi bineînțeles, dacă cetățeanul român nu mai poate... Poate zic că în buzunarul românului ajunge plata celui mai scump kilowatt din ăla cu păcură și cu cărbune, iar nucleara și hidrocentrai cu căderile de apă ajung la alții. Păi da, dar asta să vedeți cum ajung, pentru că există 150 de companii în România, am verificat eu. Ale băieților deștepți, care ăștia, băieții deștepți, 150 de companii, au achiziționat curentul pe următorii 5, 10, 15, 20 de ani, cum au reușit ei să facă contracte, de la nuclear electrica, de la hidro, curentul ăsta ieftin, care îl vând la același preț la care e curentul produs cu gaz, cu gaze naturale sau cu cărbune. Și băieții deștepți în compania lor nu au nici găleți de cărat curentul, nu au nici utilaje de săpat la rădăcina curentului, nu au nimica. Au un simplu contabil, da, un contabil și un avocat. Avocatul face contractul cu Nuclear Electrica și cu Sidex Galaz, de exemplu. El e intermediarul de curent, că noi suntem întâmpiți, s-a fi prost. Și băiatul își pune acolo un adaos de 30-50% pe factură și îl încasează banii printr-un simplu contabil. Un contabil care face facturile lunar și cu asta basta. Adică băiatul e băiat deștept. Și am sesizat chestia asta ca așa o chestie de ultimă oră. Noile cartiere de locuințe care s-au făcut, cei care au făcut cartiere de locuințe, cunosc două cazuri aici în București. Curentul e livrat înspre locuințele respective de firma constructoare. Și au scos licența de distribuție energie electrică, au pus un contor acolo și acum stau bine mersi, umflând nota de plată la curentul care îl iau din rețeaua electrică și îl dau la cetățean. Îl refacturează. Și își pun acolo un adaos comercial. Adică nu ajunge că te-a rupt în două la construcție, că ți-a luat un stac de bani. Când ajungeți să fiți șef de făcător de legi în Parlament... Dați, domne, așa un pricaz, cum se zice în română veche, o poruncă. Domne, căutați să scoateți afară intermediarii care... Intermediarii ăștia, cred că sunt oamenii de bază ai partidelor și fără ei nu funcționează, care ei sunt sponsorii, sunt sponsorii mari și cred că va fi o mare bătălie. Dar nu vreau ca să mai existe intermediar între centrala nucleară și cetățean. Între becul cetățeanului și centrala nucleară nu-i voie să fie niciun fel de intermediar. Și știți de ce? Nu în momentul de față. Pentru că centrala nucleară a fost făcută de poporul român, toată transelectrica asta a fost făcută de poporul român, bună, proastă cum e, deocamdată e folosită aia.
până acasă la cetățean, contorul a fost tot de poporul român făcut, că atunci era la grămadă, era totul nostru. Acum ce au făcut șmecherii? Au dat tot ce înseamnă rețele de distribuție, apă, gaze și așa mai departe, la francez, la bungur, la nemț, la cine a venit pe acelea, a dat rețele de distribuție. Și în regulă să le dea, pentru că alea nu sunt ale lor. Statul nu era proprietar pe ele, nu eram proprietar pe ele într-un fel sau altul. Statul era numai gestionar. Și s-a făcut avasul și avabul ăla, cum dracule zicea, de înstrăinarea României și au găsit ei formula asta. Dom'le, hai să găsim noi o găselniță de asta, îi spunem, de valorificare activelor statului, când de fapt erau activele poporului, nu ale statului, și au înstrăinat și petrolul și gazele și nu ia nimeni la răspundere, dom'le, pentru că asta s-a făcut cu legea în brațe. Adică guvernul ăsta s-a dat ordonanța de urgență și Parlamentul PSD PNL au ridicat mâna și au vândut, dom'le, petrolul și gazele prin lege. Asta se numește crimă. Și pe Ceaușescu l-au împușcat, au zis că a fost genocid, că au omorât 60.000 de oameni. Și concurs s-a demonstrat că n-au omorât nimic, săracul. Da, da, da. Domnul Prigoană acum are, a spus aici, are gândul măcar să caute îmbunătățiri pe contractele astea care nu mai pot fi anulate, dar măcar îmbunătățiri și o virgulă, cum ziceați, care poate schimba un sens și ieftini nițelul traiul românului. Puțină